Domnul să ne ajute să facem exact ce am cântat. Adică să lăudăm pe Dumnezeu toată viața. Nu știu dacă facem asta. Nu știu dacă am făcut asta, dar clar că Domnul ne-a chemat din seara asta și să ne ajute Dumnezeu să lăudăm pe El, așa cum ne cere Biblia și cum omul lui Dumnezeu spunea: Te voi binecuvânta, Doamne, în orice vreme și lauda Ta va fi totdeauna în gura mea. Dar viața reală câteodată e mai complicată, dar uite, din cauza asta venim noi în locuri ca și acestea, pentru că vrem să învățăm, pentru că vrem să creștem și vrem să ne schimbăm, nu? Doamne, ajută-ne! Dragii mei, vă salut din toată inima și mă bucur să fiu aici la Cortău. Nu o să greșesc localitatea, pentru că înainte de intrare în Beclean avem și noi o localitate, Coldău. Așa că doar o literă schimbată și o să o țin bine minte, dacă v-am mai trebuit să o pronunț. Vă apreciez că ați venit în seara asta. Trăim niște vremuri fantastice și vreau să apreciez și pe Călin și pe cei care sunteți din satul de aici, pentru că ați făcut treaba asta, adică ați organizat evenimentul ăsta. De câteva zile am încheiat turneul cu Speranța de 17 evanghelizări consecutive și vreau să vă spun că este cel mai bun an din foarte mulți care au fost în spate, în care cred că s-au și continuă să fie, dacă Dumnezeu a mai dat zile, cele mai multe evenimente de evangelizare au fost pur și simplu programate și organizate în vara asta. Domnul să fie lăudat pentru un fel de trezire, văd eu, odată a bisericii, care pur și simplu își dă seama că nu avem tot timpul din lumea asta. Avem decât o zi, dar să spunem, pentru a face treaba asta. Și am spus mereu în anii care s-au scurs că nu o să fie mereu așa. Dar acum e un timp fantastic. Odată există resurse să poți organiza asta, pentru că totul costă aici. Să fie foarte clar asta. Terenul ăsta, cortul ăsta și tot ce se întâmplă aici. Odată există resurse, respectiv bani. Apoi, doi, încă Dumnezeu are resurse și în ce privește cântăreți și predicatori și oamenii lui Dumnezeu care sunt dispuși în vremea asta să facă lucrarea asta pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze cântăreții care sunt aici, din zona Bihor, știu, și Dumnezeu să binecuvânteze pe Rebecca, pe soțul tău și echipa care vin de la Brașov să cere. Ne știm de mulți ani. Aleargă și ei de foarte mulți ani dintr-o parte în alta. Dumnezeu să le dea putere. Așa că e un lucru fantastic. Vă mai spun ceva. Am văzut peste tot în turneul ăsta disponibilitatea extraordinară a primarilor, a oamenilor care conduc orașe din România, orașe mari, cum sunt Clujul, Iași, Botoșani, București și mai departe. Prefecți, președinți de Consiliul Județene, vicepreședinți, oameni din guvern, care pur și simplu au pus ștampile pe niște hârtie. Știți că dacă nu aprobă, nu se aprobă. Și nu numai că au pus ștampile, au fost prezenți acolo și au apreciat public. Vă rog să nu fiți răutăcioși să mă întrebați, da, pentru voturi. Pentru voturi. Că să știți că atunci când vine prigoana, ai votat pe oricine numai să te ajute. Dar s-ar putea să fie atunci un nonsens votul. Nu contează din ce rațiuni, dar oamenii ăștia au venit emoționați, au apreciat, au susținut în fel și chip să se întâmple evanghelizările astea. Dragi români, vă rog să nu uitați vremurile astea. Nici oamenii care se sacrifică și dau bani, nici oamenii lui Dumnezeu care umblă dintr-o parte în alta, cântăresc, predicatori, conducători de biserică, pastori, care le-ar fi mai ușor să stea acasă decât să vă organizeze aici o chestiune. Au inimă. Vă rog să nu uitați asta. Nu contează că-s filmat, chiar foarte bine, frate de la Dej. Dar eu spun astea pentru că sunt un om foarte deschis. Știu că ne place foarte mult să mergem, dar câteodată nu prea ne gândim cum să întâmplă lucrurile astea. Am vrut să spun că România este într-un timp foarte binecuvântat. Cred că ne-a ajutat pandemia foarte mult să ne trezim. Cred că ne-a ajutat și războiul din Ucraina. Cred că ne-a ajutat foarte mult faptul că multe familii din români le-au luat copiii statul din Europa.
Și există o hărțuire pe fața familiei, prin legi și presiuni fantastice. Și cred că poporul român s-a prins că-i bai. Și știți că românul e cu cuțitul și osul. Când ajunge acolo la os, el reacționează. Și devenim dintr-o dată niște mari revoluționari. Dacă merge așa, mergem așa. Sunt o presiune de globalizare foarte puternică, așa că am vrut să spun cuvintele astea în introducere. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru zilele astea care le-ați dedicat lui Dumnezeu. Să vă aduceți prieteni de mâine seară, că poate că prima seară v-ați gândit, bă, cine știe cum o fi, cum n-o fi. Știi, nu românul, pocăitul are așa în mentalitatea lui prima seară, și bă, nu știi cum o fi. Dragii penticostali, întotdeauna e bine. Nu am auzit amin aici. Că doar noi am spus până la epuizare versetul ăla, că îl știm mai bine decât eu am trăit cu 16. Unde se adună doi... Spune-mi. Hai să văd că nu m-am înșelat. Unde se adună doi sau trei numele lui, Domnul e prezent acolo. Atunci de ce m-ai întrebat oare cum a fi? A fi? Foarte bine. Da. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și acum sunteți aici, nu estimez că nu le-am cu statisticile, destul de mulți. Cel puțin am pretenția să un păcălin mâine. Mâine dublu. Deci fiecare din dumneavoastră pune o presiune foarte mare pe voi, amă. Mâine fiecare din dumneavoastră mai aduce o persoană. Nu știu, că-s copii, că-s nepoți, era să zic, ăștia nu că aduc, facă regii. Că-s tineri, că pe fiecare domnișoarelor, mâine vă căutați o fată, o sunați și știți, ca să fiți siguri că și cum facem noi, asta e încă a doua hipă. Zice, eu l-am sunat, dar nu a venit. Nu mă, merg la poartă. Stai, vezi cât iau de acasă. Una din imaginile care nu o să le uit din turneul ăsta este că atunci când a fost făcută chemarea la Cluj, pe Cluj Arena, toți oamenii, așa au fost de pregătiți oamenii, toți oamenii care s-au predat, i-au așteptat imediat niște consilieri și de braț cu ei că trebuia să traverseze tot terenul ăla de sport, ce era, cred că vreo 100 de metri. Și oamenii se pierd așa la o distanță mare să ducă. E greu să vină 3 metri de aia, cu băia din spate, haideți în față, distanța li se pare mare. Dar ca să traverseze din stadion până acolo, cred că aveau niște probleme. Și atunci consilierii, fiecare o lua pe unul de braț și i-o dus până în față, până la altar. Așa că mâine, stați pe la porți, nu vă grăbiți, mâine sâmbătă. Așa că mâine seară, Căline, pregătiți-vă că o să fie dublu de oameni aici, pentru că noi trebuie să facem asta, noi pocăiți. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Prietenii doamnelor și domnilor care ați venit cu noi în seara asta, nu vă iert nici pe dumneavoastră. Deci și dumneavoastră, că deja vă place, și dumneavoastră mâine mai veniți cu un coprieten. Cu vecina, cu colega, cu băi, fain, e bine, e grozav. Am crezut că sunt un pic mai bătut undeva sus, dar bă, totuși cântă bine, sunt în regulă. Așa că și dumneavoastră mai veniți cu cineva mâine. Făcând treaba asta, așa un pic de pastorație, vă binecuvântez în numele Domnului și Dumnezeu să ne țină în harul Lui până la capăt. Amin. Acum aș vrea să citesc un text din Biblie pe care absolut sunt convins că îl știți pe de rost, dar cred că pentru prima seară e foarte potrivit. Pentru că, ca să vă fie drag să-l auziți, vreau să predic în seara asta de oameni de treabă, că mă gândesc că toți ne-am adunat cumva aici. Haideți să stăm ridicați, să respectăm Biblia în felul ăsta. Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Pagina 974. Tocmai când era gata să pornească la drum, adică Iisus, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Viața veșnică. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, aviz amatorilor, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea corvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Amin. Ce s-a întâmplat, știți. Vă invit foarte mult să vă reașezați și tot așa în liniștea care ați păstrat-o până acum, rămânem.
Deci am spus că vreau să mă adresez prin cuvântul ăsta la oameni de treabă. Credeți-mă, de atâția ani ca și dumneavoastră știm textul ăsta. Și după dialogul ăsta, dacă eram eu în locul lui Iisus, eu îl notam în rai, 100%. Eu luam lista și spuneam, Domnule, aș vrea să fie plină biserica numai de oameni ca tine. Mereu predicăm de oameni prinși de lațuri, de vici, de droguri, de beție, de curvie, de toate lucrurile astea. Și credem, mereu și mereu, că Cel care iartă, spală și dezleagă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă este cineva prins acolo în seara asta, Iisus Hristos este Domnul și El poate să se elibereze în seara asta. Dar cred că majoritatea ei sunt oameni de treabă. Și poate că o veni momentul ca și cei care își văd de viața lor, nu de ieri, de alaltă ieri, de foarte mulți ani, să audă și ei un cuvânt. Încă o dată vă spun, îi dădeam certificat de cer. Păi, dragii mei, eu după săptămânile astea vă dați seama câte istorisiri am auzit acolo în fiecare seară și câte am primit pe telefon. E o dramă în țara asta. Sunt atât de multe dureri, atât de multe suferințe, că nu vă puteți imagina. Dacă vi le spune, suferința voastră ar fi zero pe lângă ei. Și mi prină mintea de ele și câteodată mă chinui să scap de ele. Și dacă eu pun toți oamenii ăia cu viciile, cu păcatele care le-am auzit săptămânile astea, vis-a-vis de personajul ăsta din Biblie, nu mă mir că l-a iubit Domnul. Și mie mi-e drag. Păi, am vrea să creștem în biserică niște copii care memorează Biblia, care merg la biserică, care cântă, care fac niște lucruri de treabă. Ceea ce mă șochează foarte tare este că mă întreb ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta, cu tânărul ăsta după discuția lui Iisus, că totuși pleacă din prezența lui Iisus fără viața veșnică. Din cauza asta aș vrea să vă spun că predica asta, deși pare ușoară, e foarte grea. Foarte grea în sensul că va indica un predicator care o ține multă responsabilitate. Pe care o ia și Apostolul Pavel și zice, încep să fiu foarte atent cu viața mea, cu trupul meu, cu ce îmi lipsește, cu ce nu e complet. Pentru că există riscul, după ce am propovăduit altora, să nu intru în cer. Să fiu lepădat. Cuvântul lepădat nu-i intri greu. Lepădat înseamnă a zvârlit afară. Dumneavoastră ați lepădat o grămadă de lucruri. Când lepezi un lucru, nu mai reprezintă nicio valoare. Pentru că tomberonul e zona lucrurilor lipsite de valoare. Nu mai ai nevoie de ele. Și Pavel a folosit termenul ăsta. Ca după ce am propovăduit și am slujit altora și am fost foarte atent mulți ani, există riscul să fiu lepădat și aruncat afară. Așa că mă îndrept înspre o categorie de oameni din Bihor în seara asta, copți, maturi, cărora le-aș citi gândurile, adică dumneavoastră în seara asta, în sensul că aproape că știu ce vreți. Și de-aș face un interviu aici de la Dan Viorel și pe care vă mai știu aici, așa, ce ați vrea de la viața asta? Cu siguranță că mi-ați dat niște răspunsuri fantastice bune. Să ajungem în cer, să fim mântuiți, să ne ajute Dumnezeu. Și asta înseamnă cumva că ne-am format nu doar un limbaj, ne-am format și niște convingeri. Adică, bă, știm că avem nevoie de pâine, de apă, nu e mult. Bă, dar totuși realizăm că într-o zi le lăsăm tot. Și atunci ne gândim că totuși, bă, dincolo e important să fie toate în regulă. Asta aș numi eu un soi de maturitate și de oameni copți. Intri într-o casă, hai să ne rugăm. Bă, fain. Poți să intri într-o altă casă și ajungi, auzi, în jurături. Te duci într-un loc, oamenii se roagă, tata îi învață. Discut cu un tată, stă mâna asta, zice, bă, nu pot să ies amucă, îmi culc copilul și trebuie să-l pun să zică rugăciunile și așa mai departe. Mi-a fost drag. Bă, e fain să auzi și mărturisiți de genul ăsta. Că l-a bătut, că l-a sâșiat, că l-a molestat. Deci sătul, Bela, fiică mea, îmi spune, tati, s-a dat un documentar despre o formație faimoasă din lumea asta, despre gunoaiele care se întâmplă. Acum nu mai pot, s-a terminat, ajută-mă, încurajează-mă. Am zis, nu te
dezechilibrat. Și Biblia e plină de mari oameni care le-au trântit la final. Deci riscul ăsta există la toți. Am zis, draga tati, trebuie să fim pocăiți, trebuie să fim serioși. E un semnal de alarmă, trebuie să învățăm din toate astea. Nu contează unde se lovește. Noi trebuie să învățăm de unde se lovește să nu împățim asta. Și e fain să vorbești de oameni de treabă decât să vorbești de drame și de dureri și de păcate și de tot felul de nebunii. Dar există și un foarte mare risc. Tânărul ăsta a plecat din prezența lui Iisus Hristos nemântuit. Și parcurgând lista, o să vedeți că se face pielea găină. Să vedeți că uneori suntem departe de atitudinea lui. Suntem departe de consistența religioasă a lui. Și totuși pleacă fără viață veșnică. Primul lucru care vreau să un al doilea lucru care vreau să-l mai spun despre el este că el atunci când a venit la Iisus, a venit pentru lucruri serioase. Acum de-aia m-a spus că sunteți de treabă, că și dumneavoastră ați venit aici pentru lucruri serioase. Bănuiesc asta. Că doar avea ce face acasă. Bă, ați venit să ascultați cântăreț, să ascultați o predică. Ați mai auzit și de mine, ăsta e un avantaj la un moment dat, pentru voi. Și zici, bă, știm pe omul ăla, predică, merg, bă. Contează foarte mult când pleci de acasă ce motiv ai. Că oameni vin la adunările noastre, nu toți care vin, vin pentru ceva serios. De-aia am zis că îmi plac oamenii de treabă. Mi-am notat aici, unii vin să fie ajutați. Deci chiar aici când stăteam pe scaun și mă gândeam la punctul ăsta, am niște persoane care tă mă sună și pe voi vă sună. Tă mă sună. I-am răspuns la unul de o lună, că am fost plecat 3 săptămâni. Mă sună și ultima discuție care am avut, eu nu mai pot să le duc și eu pe toate, nu că nu vreau să ajut. Mă sună să-i ajut cu bani. Și i-am zis, știi ceva? Te mai ajut dacă te duci la o biserică din Becran. Că nu-mi place niciuna. Bă, avem în Becran 4. Și una limba maghiară. Dacă nu-ți place cu românii, te duci pe ungurește. Dacă nu te duci la biserică și n-aud că pentru că vă doare picioare, nu există. Am mai avut discuția asta, dar am să vă mai discut o dată. Fii atent că am fost la o biserică, acum nu de mult, și am văzut o femeie și cu soțul, peste 80 de ani, care urca o scară și eu am văzut că le-o la 15 minute să urce. Păi cum vii dumneata, am zis, 3 km să te întâlnești cu mine pentru 3 lei, zic că e mai bine sunt așa, mai bine vii la biserică. Dacă nu vii la biserică, nu te mai ajut. Acum, ori mă sună să-mi spună că merg la biserică, dar încă nu i-am răspuns. Nu știu asta. Ar fi o veste bună, dar am îndoieli. Deci, sunt oameni care vin doar ca să fie ajutați. El nu e genul ăsta de om. Departe de asta. Nici nu avea nevoie. Alții, să spun foarte deschis aici cum sunt, vin pentru că la pocăiți mai sunt încă fete bune. Slavă Domnului că sunt fete bune la pocăiți. Mai vin pentru că sunt băieți buni. Slavă Domnului că sunt la pocăiți băieți buni. Ar trebui să fie numai băieți buni și numai fete bune. Voi spuneți împreună cu mine, amin. Așa că îți atrage zona asta. Bă, vede cum a crescut-o pe domnișoara și dansă, uite la mine. N-ai ce să faci. O creșteți cu Lena bine și la mine vine un băiat. Bă, cu cât o crești mai bine, cu atât ți mai greu să o dai. Așa că au fost care au venit și s-au încreștinat pentru că au văzut o fată. Ne-au dus și pe noi că e serios, dar am curent de ăștia prin mine că îi văd amul direct în fața ochilor. Bă, tu sigur? Nu, că eu iubesc pe Domnul, eu sunt cu Iisus, eu sunt cu asta, era cu ochii pe fată. Bă, măcar dacă rămâne cu ochii pe ea, dar nu l-o ținut mult, că dacă nu vine cu inima, cu Domnul, cu asta, au fost numai cu ochii ăștia carnali. După aia au lăsat-o și sus. Unii vin la adunare și pentru chestiuni de genul ăsta. Nu suntem noi Iisus să știm să-i filtrăm pe toți. La un moment dat, cum zice cineva, băi, un drept al lor să vină, e local public, nu-i poți scoate afară, nu-i biserica noastră. Zice, ce se spune că e biserica lui Gabi, lui Călin. Și unii vin pentru asta. Nu-i cazul lui. Nu au venit să întâlnească pe Iisus că ar fi ceva. Trei. Unii vin pentru că, vă spun și asta, să nu vă simțiți vizați, doamnelor și prietenii și vecinii dumneavoastră. Unii se simt bine la pocăiți, credeți? Eu umblu mult. Și îmi place la voi. Și zic, ce vă place? Zice, îmi place cântările. Bă, cum noi avem cultura asta un pic spre folclor, am fost aici seara asta cu saxofoane și acordeone, deci o jumătate în România, dacă ar fi condiția să-ți placă cântările, tot sunt creștinele.
Zice, mergem la adunare când îi place. Îi place. Vă, dacă el aș spune, mă duc că îmi place, nu se încadrează aici. El nu a venit că îi place. A venit cu, pentru un motiv mult mai serios decât asta. Deși noi reacționăm, vă place? Eu îi mai întreb, v-a plăcut seara? Asta e extraordinar. Deci îmi crește inima. Mai ales dacă am predicat și eu seara aia. Și ați cântat voi. Zice, extraordinar a fost așa ceva, zice, m-a curentat. Și oamenii vin pentru că le place la adunările noastre, nu zic nicio biserică, zice, la noi e foarte monoton, aceeași predică, aceeași ritual, bă, îmi place. Și de la alte grupări zic, bă, la voi la Pentecostal e mișcare, bă, e ceva acolo. Uneori e prea multă, credeți-mă. Da, zice, bă, ne place. Voi sunteți oameni de treabă, cred că nu de asta ați venit. Apoi vreau să vă mai spun că unii venim la adunare pentru că ne-am născut în adunare sau cu adunare. Așa că am cazul care le știu, care au avut sinceritatea asta foarte maximă și mi-au zis și frate, că eu nu vin la biserică, numai pentru mama și tata și pentru că m-am învățat. Dar eu n-am nicio treabă cu ce se întâmplă. Dar niciuna. Și mi-a zis și mie odată cineva, vă vii ușor așa că v-ați născut acolo, voi mergeți la biserică, că să mergeți la biserică. Și eu cred că sunt în adunările noastre destul de mulți care vin la adunare, că se merge la adunare. Că au crescut cu adunarea. Dacă e adunare, el e mort. Dacă îl întreb de mântuire, de viață veșnică, nu-i cu astea, ghinion. Dar dacă era adunarea, unul a zis, bă, eu de aud pe cineva că zice rău de adunare și de asta, eu la bătaie și praf îl fac. Atenție, și ăsta era pocăit. Era drag adunarea. Nu suporta ca cineva să zică un cuvânt rău de adunare. El îl punea la pompă loc. Îți se pare că așa trebuie să acționeze un pocăit? Băiatul ăsta nu a venit. De-aia, bă, nu mă mir că l-a iubit Iisus, că și mie începe să-mi fie din ce în ce mai drag. Mai ales că nu regăsesc nici el pe lista asta. Noi pastori avem multe dureri din cauza asta. Unii vin din cauza părinților să ne supere, unii vin pentru că s-au născut și sunt legați, cum spuneam, de adunare. Atenție! Acest personaj din seara asta e atât de treabă că vine la Iisus și i-a spus clar. Eu n-am venit pentru nici unul din lucrurile astea. Nici să fiu ajutat, n-am nevoie, muncesc, mă descurc. N-am venit nici pentru că a văzut o fată bună aici, bă, nu-i ok să mergi pentru, să te încreștinezi pentru asemenea motiv. N-am venit aici nici pentru că am crescut cu voi evrei în adunare, nici vorbă. N-am venit nici, dar știți pentru ce am venit aici? Eu am venit aici, chiar când tu pleci din localitate, pentru că eu vreau să pun o întrebare foarte serioasă. Eu vreau viață veșnică. Să spunem cu toții amin. Acum întreb toată frățietatea aici. Deci pe noi ne mai interesează viața veșnică. Stimați frați penticoțari, vă mai interesează viața veșnică? Când ați avut o dată discuții între voi despre viața veșnică? Și când ați avut discuții despre pastor, cât e bun, cât e slab, de comitet, de cum ar trebui să fie biserica, întoarsă în ei, inversă în picioare, în cap. De ani de zile se discută despre adunare, despre programe, despre slujbe, despre curente, despre să ne apărăm. Vă mai discută cineva de viața veșnică? Unii nu știu cum să-și aranjeze copiii, viitorul, tătii. Mai întreb, mai discută cineva despre viață veșnică? Și atenție, omul ăsta care e interesat de viață veșnică va pleca fără viață veșnică. Dar noi, care nu mai avem decât foarte rar interes pentru veșnicie, pentru eternitate, ne-am legat de pământul ăsta că suntem băgat cu capul invers. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu în seara asta. Iisus Hristos este prezent aici. Mai interesează pe cineva viața veșnică? Bă, am văzut un cimitir frumos aici, închis, ordonat. Dar nu vreau cimitire. Vreau să fiu în cer cu Domnul. Nu vreau să alerg o viață, să predic și să mă trezesc că pierd bătălia. N-ar niciun rost. Nu vreau nicio aplauză, niciun like, nicio îmbrățișare, nicio poză, nimic. Nu vreau culte, nu vreau organizații. Astăzi, în fața acestui text, strig împreună cei ce vor să strige. Vreau viață veșnică, Doamne. Vreau să trăiesc veșnic în împărăția Ta. Vreau să ajung în gloria Ta. Vreau să ajung pe tron. Vreau să ajung acolo. Vreau să ajung acasă. Nu-i casa mea aici. Vreau cerul. Mai este cineva care vrea cerul? El e unul dintre noi. Vă mai spun ceva foarte, foarte,
pentru mine ca predicator, care cumva înțeleg Biblia și mă mișcă treaba asta, pentru dumneavoastră ați vrut să fie, cum zic copiii, wow! A realizat că toate învățăturile lui de mic, aia care le-a păzit de mic, și-a dat seama că nu o rezolva viața veșnică. De-aia au venit, că nu era clară treaba. De-aia au venit și au zis, știi ceva, o vreau, nu o am. Iertați-mă, nu trebuie mai mare nenorocire decât să avem impresia că suntem bine și să nu fim bine. Vreau să te cerceteze cineva în seara asta. Eu nu vă pot, dar cineva vă poate cerceta în profund și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să nu ne lipim cumva de multe tipare religioase și nici măcar să nu știm dacă avem sau nu avem. Pentru că ceea ce rămân absolut șocat că omul ăsta știe că nu are. Știți cum mare parte din români, ei cred că-s bine? Ei merg bine, ei sunt religioși, ei cred în Domnul Iisus, în Duhul Sfânt, în Maica Sfântă și cred mai mult decât ar trebui să creadă. Apoi, bă, din abundență intră în cer. Mulți oameni au rămas liniștiți, nici măcar nu știu la ora asta că nu sunt de trebuie, nu sunt pe drumul care trebuie. Mă mut din lumea asta largă la noi în biserici, la noi în adunările evanghelice, la noi care suntem de treabă, la noi care mergem la biserică, la noi care n-am divorțat, care nimeni ne trece prin cap așa ceva, la noi care ne strâng copii, la noi care ne rugăm de mici, la noi în casele căruia a fost tăvință, la noi în care a fost vorbire limbi, la noi, odată întreb, mai ne interesează viața veșnică sau doar să ne apărăm religia noastră și ce suntem noi, odată și doi, dacă nu avem cumva, am constatat asta? Mă tem de textul ăsta. Dar iubesc pe omul ăsta, că zice învățătorule. Eu am făcut de asta, dar n-am viața veșnică. Noi n-am făcut cât el și avem impresia câteodată că suntem cu un cap mai sus decât ceilalți în adunare. Să mă iertați că vă zic asta. Sunt atât de mulți oameni care cred că ei păsti toți. Și el constată, deși de mic, e un om moral, credincios, de treabă, a ajuns copt, imatur, nu e un tânăr chiar, îl numește Biblia, era la maturitate. Omul ăsta constată, cu toată strădania lui, toate legile lui, toate împlinirea lui, nu i-o garanta viața veșnică. Noi am mers la 3 rugăciuni, am simțit o putere peste noi, am avut o cercetare, ziceți mântuit. Atenție foarte mare, că mântuirea implică, îți vezi de la final, mult mai mult decât atât. De aceea mă rog Duhul lui Dumnezeu să cerceteze această primă seară de evanghelizare, aducă în prim plan viața veșnică și nu religia și alte și alte și alte și alte și o aduc în prim plan și spun Doamne, lasă viața veșnică aici. Pe 2 ani 3 cu 16 acolo duc toate textele de aur. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă, spuneți. Toate sunt legate de viață veșnică. Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, vreau împărăția, vreau cerul, vreau raiul, tâlharul. Nu a vrut să fie smuls din cuie și să mai trăiască 100 de ani. Nu l-a interesat lumea asta. Asta l-a dezamăgit și el pe alții. O zis, Doamne, dacă pot să prind raiul, dacă pot să mă pomenești în rai, vreau împărăția, vreau eternitatea, nu vreau cimitire luxoase, nu vreau nume, nu vreau reclamă, nu vreau nimic, Doamne. Dacă pot, când vei veni în raiul tău, să mă pomenești pe mine. Cred că aici, la Cordău, în această seară, Iisus Hristos vine să stabilizeze cea mai mare valoare care contează cu adevărat. Și asta este împărăția lui Dumnezeu și eternitatea. Încă o dată din toată inima. Aș vrea să plecăm de aici cu mașinile fiind convinși că avem viață veșnică. Dacă nu avem, Duhul Sfânt să ne scoape din confuzie. Nu vă bazați pe istoria voastră glorioasă. Nu vă bazați pe ce au fost aici la Cordău. Poate că aveți aici lucruri faimoase. Poate aveți aici experiențe cu Dumnezeu fantastice. Toate astea au fost. În această seară te întreb dacă ai siguranța că ești mântuit. În această seară vă întreb dacă aveți siguranța vieții veșnice. Nu dacă vă simțiți bine, nu dacă vii familia bine, nu dacă vii dragă Biblia, nu dacă vii dragă cântarea, nu dacă vii drag predicatorii, că mai duncăți și... Asta te plac predicatorii. Asta nu garantează viața veșnică. Dar sună bine, suntem de treabă, suntem pe drumul bun, dar cineva vrea să ne explice că El n-a venit doar pentru trăiri de genul ăsta, ci El a venit să ne scrie numele în cartea vieții și în ziua de apoi să fim cu toții acolo. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Deci El a venit pentru o motivație foarte clară și a știut ce are și ce n-are. Dacă l-a întrebat, știi poruncile? Da. Aia, aia, aia. Bă, asta le am. Da viața veșnică. Bă, asta vreau să o primesc.
Deci a separat clar lucrurile. Nimic nu e mai periculos, vă spun, în lumea asta decât confuzia. Dacă diavolul vrea să producă ceva printre oameni de treabă, este că se țină în confuzie. Și un gânditor spunea, ca să fie confuzia clară, zice, diavolul vopsi și porțile iadului în culorile raiului. Încât oamenii se uite, mă, nu iad, că e rai. Se ocupă de vopsit continuu acum, nu fizic, ci a amesteca lucrurile și învățăturile încât să credem că e bine și nu e bine. Să credem că e aproape bine, dar dacă nu e bine, aproape bine nu există. Așa că, încă o dată spun din toată inima, Duhul Sfânt să ne cerceteze pe toți în seara asta. Amin. Un al treilea lucru foarte important despre el, care încă o dată îmi spune celui iubit Iisus atât de mult, a fost atitudinea lui. După ce a realizat că n-are viață veșnică, uitați ce a făcut. A venit, copiii își fac și ei treaba lor, a venit public și a asumat direct în stradă întâlnirea cu Iisus Hristos. De ce spun asta? Pentru că văd destul de multe atitudine de... Eu stau în banca mea. Cineva vă învață asta, dar nu Duhul Sfânt. Eu stau unde sunt. De ce să mă expun eu? De ce să mă vadă Călin? De ce să mă vadă Gabi? De ce să mă vadă Cutare? Băi, o zi treabă. Să meargă loviți în soartă. Tot timpul când fac chemare, vin 2-3 așa și oamenii se uită. Ai, nu mă duc să mă pun lângă ăștia. Dragii mei, să știți că Iisus a mers onorant în cer de braț cu tâlhara. Onorant, ăsta din tâi urot. Atunci când nu vrem să ne expunem, transmitem un mesaj foarte simplu, nu trebuie să fiți predicator. Mândrie. Și ăsta e un păcat luciferic. Nu vrem să ne expunem. Simțim că dacă ne expunem, atitudinea asta ne face niște perdanți. Suntem într-o lume a competiției, într-o lume în care suntem filmați. Și bă, vrei să mă filmeze? Cine o să mă dă peste tot că am ieșit în față să mă pocăiesc? Într-unul din oraș, nu dau exemplu aici, domnule, a vorbit atât de bine primarul încât am întrebat pe banc, băi, pocăi, credincios, îi știe Biblia? Și nu, ui, din lumea asta noastră. În seara aceea, Dumnezeu i-a atins nevastă. Doamna din lângă el a ieșit și o mers în față. Expunerea asta, el s-a expus public la ieșire din localitate, o alergat la Iisus Hristos și a zis, învățătorule, vreau să vorbesc cu tine. Noi trăim o viață ascunși prin adunări. Nu vrem să ne expunem. Dragii mei, a recunoaște, a te expune, a pune întrebări, a comunica. Asta este o șansă fantastică pe care ne-o dă Dumnezeu. Cele mai importante învățături pe care le-am primit din Biblie, inclusiv replica asta sau versetul ăsta din Ioan 14, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, a fost pentru că un Toma a avut curaj să se expune, să zic, Doamne, nu știm unde te duci, nu putem să știm, cum putem să știm calea într-acolo? Și atunci lui a răspuns Iisus, unul dintre cele mai valoroase texte din Biblie. Pentru că cineva s-a expus, eu predic dintr-un text în seara asta, pentru că personajul ăsta a ieșit în față public și s-a expus și a zis, vreau să te întreb și tu să-mi răspunzi. Avem noi o rușine, o sfială, atunci când nu trebuie. Dar atunci când trebuie să avem sfială, pudism și rușine, nu avem. Ia încercați într-o discuție așa, într-un dialog, să vedeți care are dreptate, câtă sfială este. Zero. Ia să vedeți atunci când se aprinde o ceartă, chiar între soț și soție, cum ar trebui atunci din ea rușinea de copii. Nu tiai nimic. Dar atunci când ești chemat la Dumnezeu, la Hristos, să pui întrebări, să se roage cineva, să-ți răspunde, să-ți pui frământările, să-ți recunoști eșecurile, să-ți recunoști că nu e totul clar, să-ți recunoști o problemă de familie, să vedeți deodată că suntem absolut invizibili. Vorbisem cu cineva pentru că am văzut o chestiune și s-a jenat atât de tare că am văzut reacția aia. Cred că ținea foarte, foarte mult la imaginea lui această persoană și era atât de preocupat ce gândesc eu despre reacția lui. Vă dați seama, acum eu îmi bat capul de săptămâni întregi cu ce gândesc. Zice, în final vreau să vă întreb, frate, totuși, dacă trebuie să-mi spuneți, mă, ce să spun? Ce știi acolo? Bă, zice, am uitat, am zis. Eu zice, aleluia, ați uitat, da?
Nu uitați câte săptămâni poate un om să nu doarmă, preocupat, nu de ce zice Dumnezeu, de ce zic eu. Că el s-a agitat un pic, a ridicat tonul așa un pic. Și eram și eu acolo. Asta fă neșanța că am fost și eu acolo. Că-i Dumnezeu, că sânger, că tot sunt. Asta nu mai contează. De ăștia ne fofilim. De persoanele astea. Dar, bă, un om să nu fie. Și mai ales Gab. Chiar el. Și spun, te rog să fii liniștit. Dar, păi știi, dacă trebuie să sfătuiește-mă. Și am zis, bă, știi ceva, am avut și eu reacții ca tale. Numai că tu n-ai avut, eu am avut șansa să nu mă vezi tu. De-aia o imagine spre mine de înger, deși am nume de înger, dar nu spui, stai calm, că am avut și o reacție ca tine, că mă prind și pe mine o tensiune, o presiune, pe picior greșit și bă, am reacționat. Sunteți siguri? Acum a coborât cu picioarele pe pământ. Noi suntem atât de interesați de imaginea noastră, încât n-avem cum să ieșim în față, să ne asumăm un eșec sau o întrebare sau o confuzie, pentru că noi ținem la noi mai mult decât la eternitate. Vă întreb încă o dată, vreți viață veșnică? Păi dacă vreți viață veșnică, trebuie să ne expunem. Zeci de oameni în fiecare seară se expuneau. Credincioși, te sprângeau, ce bine! Bă, dacă câteodată îmi spunea, sunteți acolo în tribună o grămadă, care și trebuie să fie aici. Da, să-i lăsăm pe alții, săraci, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Seara asta cred că o să fac chemare. O să vă expuneți careva, fac chemare la oameni de treabă seara asta. El era unul de treabă și s-a expus public. O să ne expunem și noi oameni de treabă în seara asta? Dacă ceva nu e clar în viața noastră? Mă rog, nu forțez pe nimeni. Dar cel care este prezent aici este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că mi-a zis un pastor în turneul ăsta, frate Gabi, ce știm de pe internet, să nu fii foarte agresiv cu oamenii. Nu, am zis, o să fiu blând, o să-i bat pe umăr și să-ți drum bun în iad. E bine așa? Zice, nu e bine așa. Bă, dar zice Biblia că pe unii să-i smulci. Dar pe dumneavoastră, dacă ați văzut că v-ați jucat cu Burian așa, ce faci cu ea? O mângâi. Bă, când a spus una pe aia smuls-o, greu era câteodată că era rădăcinile grele și era greu de smuls. Adică ce sistem agresiv ai, dacă o mamă zice la băiatul ei care fumează, aruncă țigara din mână, nu se poate, nu ți-e rușine de asta. Ce ai spune de mama aia că agresivă, eu aș da medale de aur, bă, așa trebuie să fie o mamă. Păi cum trebuie să fie un predicator? Trebuie să spună adevărul. Ce trebuie să facă? Să-i smulgă pe oameni din iad, din gura iadului și să-i îi pună în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i ierte, să-i mântuie, să-i vindece. Spuneți toată adunarea, dacă am dreptate, mă duc mai departe. Dacă nu, devin blând, vă pup, la revedere, să rămână, nu, vă vedeți, că eu vreau să mă duc în cer. Deci cred că este un timp în care trebuie să predicăm și să spunem adevărul. Doamne, ajută-ne! S-a expus. A fost sincer. Asta iară este o problemă grea. Sincer, vreau viață veșnică. Un al treilea lucru. Cu expunerea asta vreau să mai spun așa, vă aduceți aminte de celebrul Nicodim? Spuneți când l-a primit pe Iisus la el acasă. Spuneți. Noaptea. Erau câțiva ucenici de noapte. Ăștia erau schimbul trei. El... eu sunt din Arimatea, ăștia pascuns. Ăsta, noaptea ăla pascuns. Bă, nu zice la nimeni, dar eu așa, dacă vrei să te ajut, dar să nu... Promite-mi că nu spune nimeni. Bă, Dumnezeu să aibă milă și pe genul ăsta de oameni. Dar creștinismul adevărat înseamnă să te expui, să trăiești, să mori alături de Iisus Hristos și să spunem cu toții, binecuvântat să fie Domnul. Știți că noi cântăm cântarea aia, iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să se ascundă printre brusturi, să stea în fața Lui unde, spuneți. Cântăreț. Să stea în fața lui pe baricadă. Adică vizibil. Nimeni nu aprinde o lumină și s-o bage sub asta. O pune în sfeșnic să lumineze toată casa. Așa că expunerea și vizibilitatea unui creștin este o normă. Asta este el. El nu poate să fie altfel. Pentru că oamenii au nevoie de lumină și de sare. Pentru că cel care face din noi să fim vizibili este cel care este lumina și este gustul vieții și acesta este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Un al treilea lucru. Și ceva, a venit la Iisus și a îngenunchiat. Atitudinea asta de alergare, de expunere, de urgență, de îngenunchiere, de umilință în fața învățătorului Iisus, mi se pare ceva fantastic. Dragii mei, e o lume complicată, dar eu cred foarte tare în puterea lui Dumnezeu,
în puterea Evangheliei și în prezența Duhului Sfânt în seara asta. Și cred că cel care cercetează inimile este Domnul. Eu nu pot să îngenunchez pe nimeni, nici nu vreau să îngenunchez pe cineva. Dacă aș reuși cumva cu manipulări ieftine să duc pe cineva înspre Dumnezeu, este o rușine pentru mine și nu am făcut și nu vreau să fac asta. Dar știu că cel care poate, într-adevăr, să aducă oameni și să se expună și să-i cerceteze Duhului Dumnezeu și oamenii ăștia să vină să se umilească în sensul să se prăbușească înaintea lui Iisus Hristos, lucrarea asta nu e a noastră, a predicatorului, nici a cântărețului ăsta. Cântărețul, lucrarea asta este a Duhului Dumnezeu. Să spunem din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Glorie Domnului. A venit pentru lucruri serioase și a asumat ce are și ce n-are. 3. A avut o atitudine publică, de smerenie, de sinceritate, de prăbușire, în genunchi, în fața tuturor. Zacheu umblă pe-n copac, Iair cade în genunchi, oameni, femeia păcătoasă intră la vecina în casă, la vecinul în casă, stă la picioarele lui Iisus, expunere. Umilință, smerenie. Și apoi vreau să mai spun despre omul ăsta încă ceva. O venit exact la cine trebuie. O venit la cine trebuie, la cel care poate să dea viață veșnică, la cel care poate să dea iertare, spuneți împreună cu mine, amin, la cel care poate să schimbe viețile oamenilor, la cel care este calea, adevărul și viața. Să înălțăm aici pe Iisus Hristos, Domnul. Să înălțăm aici pe Iisus Hristos, Domnul. Că în țara asta, o mare parte din oameni se duc la cine nu trebuie. Uneori m-au întrebat cu analiza mea de predicator, bă, dacă Iuda, în momentele de căință și de durere și de confuzie și de părere de rău, cu bani în buzunar, dacă mergea la cine trebuie, dacă îl căuta pe Iisus, dacă mergea după Iisus când încă mai trăia, și spunea Iisus, iartă-mă, am fost un nebunie, o prostie, ce am făcut? Dar Iisus a rugat și pentru el, a strigat de pe cruce, Tată, iartă că nu știu ce fac. El era inclus în rugăciunea lui Iisus și dacă venea lui Iisus, Iisus se ierta. Dar știți cum ați luat cine nu trebuie, am vândut sânge nevinovat, ajutați-vă, așa mai departe. Oameni buni, dragi prieteni, dragi oameni care să vă uitați pe internet acum sau altă dată. Iertare de păcate, eliberarea, salvarea de căință, nu vă poate da un preot, nu vă poate da cât de bun o fi. Un duhovnic, un pastor, un predicator. Ne alergați la oameni, că există o tendință și în evanghelizări și peste tot. Alergăm după oameni. Bă, după dar, merită să te duci, pentru că darul nu e a omului ăla. Darul este a Duhului Sfânt, aleluia. Dar țineți minte, oamenii nu vă pot salva. Oamenii nu vă pot elibera. Oamenii nu vă pot ierta. Oamenii nu pot să vă facă niște magii să scăpați de un viciu sau altul. Singurul care poate să ierte este Iisus Hristos și sângele Lui. Singurul care poate să elibereze este numele Lui Iisus. Singurul care poate alunga demoni este prezența Lui Iisus. Spuneți amin. Singurul care poate vindeca dureri, sufletești, emoții, depresie și tot ce este cel care ne-a creat. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Singurul care poate vindeca fizic, o fetiță, de ochi, de cancer, de boli, de suferință, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că aici, în cortul ăsta, înalț împreună cu voi numele Lui Iisus. Numele Lui Iisus. Trebuie să știi la cine te duci. Am auzit oameni care, din punct de vedere al medicinii clasice, zice, și m-a salvat. M-a salvat, mă, un prieten că mi-a spus, bă, de doctorul ăsta, și am mers exact unde trebuie. Zice, și mă duceam la ăla la care am mers prima dată, l-am dus exact pe varianta aia la altă. Și e o mare bucurie să te întâlnești cu persoana care trebuie. Ați auzit acum de fratele meu, Benny, că este bolnav și a fost operat. Eu descoperit cancer la colon. Și acum este în chimioterapie. Ne-am rugat mult, am fost zdrobiți cu toți și mai suntem înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile merg spre bine, Dumnezeu să atingă de el acolo unde este. Dar remarc un moment, în perioada după ce am aflat și a fost absolut dureros, remarc un moment foarte important. Am mers la mai mulți medici, în America, să fim clar, nu? Că cu România o dăm așa, în America. Și nu au vrut să-l opereze. Nu ne băgăm, nu asta, nu, că poate se extinde, poate asta. Bă, erau disperați, știu, nepotul meu îmi spunea, zice, vreau să plâng cu cineva. Și am plâns cu el ori întregi. Pentru taică, pentru fratele meu, de corp. Și ceilalți plângeau. Zice, nu vrea nimeni, nici ăla, nici ăla. Din motive
de convingeri medicale, apoi din motive că să vorbim și să iubiți România, pentru că asigurarea nu era foarte puternică. Adică dumnealor de acolo, sistemul medical, își e banii din asigurarea ta și dacă ți-i slăbuți acolo cu 3 dolari, el, când operează, nu poate să stragă cât ar vrea, 50, 15, 20 de mii. Deci dacă ai o asigurare, putem, te iei imediat. Ca să nu tot hulim în România. E cel mai bun, cred că, sistem de sănătate în România, totuși. Față de acolo, n-ai bani, rămâi în stradă, ești terminat. Stau o zi, noapte, la urgență, să iei aici. Eu nu se uită nimeni la tine. Pentru că dacă n-ai, ești ultimul. Câtea la să ți intră cu asigurare. Închii paranteza. Și ne-am rugat și am postit înaintea lui Dumnezeu. Și știți care a fost miracolul? Că mă suna nepotul meu, zice, am găsit un doctor care vrea să-l opereze pe Ticu. Vedeți, uneori, pentru lucrurile astea de jos, cât de important e să găsești omul care trebuie. Omul care are cheia, omul care știe, omul care te poate ajuta. Și astea sunt lucruri omenești, dar importante. Avem între noi pe unul care poate rezolva eternitatea și numai el o poate rezolva. Numele lui este Iisus Hristos Domnul. Avem pe unul între noi care poate șterge toate păcatele care le avem, care puterea și-a plătit pentru ele și numele lui este Iisus Hristos Domnul. Avem pe unul care te poate ridica din cele mai mari gropi și mai adânci văi. Numele lui este Iisus Hristos. Avem pe unul care poate să-ți vindece relația cu soțul și cu copiii tăi. Avem pe unul care poate întoarce fiii risipitori. Avem pe unul care are resurse pentru orice problemă. Nu există problemă, nu există munte prea mare, nu există vale mai adâncă, nu există nimic care să nu fie numele lui Iisus mai puternic decât orice situație. Să spunem încă o dată, glorie lui Iisus! Iisus Hristos este prezent aici! Dacă a învățat legea, a știut o grămadă de învățători, de rabini. Dacă i-a fost dragă Tora, a mers la sinagogă de când a fost mic și știa pe toți. Dar a făcut diferența. Azi, niciunul dintre ăștia nu pot să discut cu ei despre viața veșnică. N-au capacitate să ne-o dea. Știu unul care poate să-mi răspundă la întrebarea asta și poate să rezolve ecuația asta. El a știut atunci, noi știm mult mai complex. Iisus nu murise încă, nu înviase. Nu văzuse încă toată povestea. Înclin să cred că omul ăsta de treabă s-o pocăi până la urmă. Dar nu pot să mă duc unde nu scrie Biblia. Dar pot să vă spun în seara asta că cel care este glorificat și mijlocește pentru noi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Trebuie să vii pentru ce trebuie. Cu atitudine care trebuie. Trebuie să vezi, să vii la cine trebuie. Și acesta este Iisus Hristos. Și cu toate astea. E foarte dificil să-L văd plecând și zic, da, cum, ce se întâmplă? Iisus îi răspunde și pleacă fără mine. Bă, a venit pentru ce trebuie, totul e clar. Și totuși pleacă. Și zic, se poate? De-aia o predică grea seara asta. Se poate? Să parcurgi toate punctele din predică și în final să pleci din cortul ăsta sau de pe lângă el nemântuit, fără viață veșnică, fără siguranță, că dacă mori la noapte, pleci, se poate, da. Un simplu lucru anulează toate punctele din predica mea. Știți care e asta? Nu banii, că asta este o prostie care noi tot o vehiculăm. Că ai, că n-ai, problema este ce atitudine, așa, felul cum e, problema este alta, care poate fi și legată de bani, dar de multe alte aspecte. Că atunci când vii la Iisus, trebuie să renunți la tot ce ai. Și să-L iubești pe El cu tot ce ești. Și pentru tine să existe numai El și atât, punct. Zice, du-te în partele și vino și urmează. Începem o legătură de azi nezdruncinată. Încât nu o să mai ai niciodată nicio îndoială. Că nu ești mântuită, că nu ești mântuit, că o ajunge în cer, că noi ajungem. Ăsta-i discursul creștinilor. Apoi Dumnezeu te-a... Nu! N-ai voie tâlharul de pe cruce să moară cu semn de întrebare în brațe. Trebuie să moară liniștit, sigur.
Azi vei fi cu mine în rai. Închide ochii și deschide-i dincolo. Să spunem cu toți, glorie Domnului! Dacă n-aș crede în adevărul ăsta Biblie, astăzi aș încheia, că n-am niciun rost, nimic din ce face. Dacă eu când predic aici nu sunt convins că-s mântuit, n-are niciun rost, nimic din ce fac. Cel care mi-a dat mântuirea este Iisus Hristos Domnul. Trebuie să am grijă de ea. Dar știți cum am grijă? Că Iisus i-a zis, vine mă și începem o legătură amândoi de azi și când te uiți în fața ta, tot timpul eu sunt în fața ta. N-ai cum să te tremuri. Uite bă, Iisus, înaintea mea îmi duc crucea, îl urmez în fiecare zi, îi văd urmele și eu spă iară, îmi văd urmele, eu spă iară, văd exact unde trebuie. Mă duc unde trebuie, am direcția precisă. Nu că eu dau direcția, nu că pastorii dau direcția, nu că modernismul sau conservatorismul dă direcția, nu că ăia legați la spate sau în față dau direcția. Direcția o dă cel care este direcția și care este drumul. Numele lui este Iisus. Zice, mă duc după ăștia mai conservator, că parcă-s mai sigur de rai. Iartă-mă, ești pe contrasens. Mă duc după ăștia liberar, că ăștia nu interesează tot felul de forme, ăștia-s cu Iisus și atât. Eu spun un lucru, du-te după Iisus. Du-te la El și după aia du-te după El. Urmează-L toată viața, pentru că prezența Lui în fața ta îți va da siguranța că ești pe drumul corect. Duhul Sfânt să cerceteze orice inimă în această seară. Zice, trebuie să renunți la tot ce ai, o gățătură acolo care trebuie să tai, pentru că vreau să fii totul pentru mine și îți mai spun o veste grozavă. Și eu o să fiu totul pentru tine. Noi n-am fost întotdeauna totul pentru El, dar El a fost întotdeauna totul pentru noi. Noi n-am fost întotdeauna 100% credincioși Lui, dar Iisus Hristos a fost întotdeauna 100% credincioși nouă. El nu a dispărut niciodată din fața noastră. Noi am mai ne-a dus în bureni, am venit înapoi, am mai alunecat, ne-am ridicat. Dar El tot acolo, de ani de zile tot acolo. Putea să plece, n-a plecat. Iisus Hristos este prezent în cortul acesta, pentru că te iubește cu adevărat, pentru că mă iubește cu adevărat, dar vrea să ne predăm toată inima Lui. Un simplu rateu anulează toate punctele frumoase care am predicat în seara. Unii oameni zic, bă, e prea pretențios Dumnezeu. Știi, spun un lucru, acum la final. Nu e mai pretențios ca tine. Deloc. Știi de ce tu ești pretențios? Că semeni cu El. Știi de ce dumneavoastră, doamnelor, soțiilor, sunteți pretențioase? Pentru că semănați cu Dumnezeu. Și vă vreți soțul numai pentru voi. Nu l-ați împărțit cu nimeni. Am spus la niște slujitori care urmează să-i punem la vot pentru ordinare și am avut o întâlnire cu ei și cu soțiile. Și am zis, aveți grijă, o să treceți prin momente când soții voștri să fie luați de mulțime, de bărbați, de femei, la discuții și voi stați într-un colț ca nevastă mea, câte 40 de minute să mă așteaptă. Și e om și nevastă. Mai zice, vezi că aia cam mult o stat cu mâna în mâna ta când ai salutat. Știi de ce e pretențioasă? Nici măcar în slujire nu vrea să mă împartă. Are dreptate. O acuzați? Bravo ei! Când vede, vezi? Are niște antene ca voi toate femeile. Voi vedeți prin, atenție bărbați, iar le văd prin ziduri, prin plumb, prin noi, prin casă, prin tot. Văd. Și vorbesc. Au niște pretenții cu uneori. Știi cum un surat cu tine așa pretențioasă? Bă, știi ce e pretențioasă? Seamănă cu Dumnezeu. Seamănă cu Hristos. Și du-te, tot renunți. Te vreau doar pentru mine. E greu? E normal. Asta e dragoste. O dragoste la două capete nu-i dragoste, e o prostie. E o manipulare, e o ceva care crețos, care nu vreți. V-ar place să aflați după 3 ani de zile, de 4, că de fapt soțul, el, ea, că se întâmplă din păcate frecvent, de fapt mai avea și pă. Și spui, pie-i de aici. Când venim la creștinism, am vrea așa să jucăm la două capete, mi-ar place felul ăsta. Nu. Vreți pretenții? Ați învățat de la Cel care v-a creat. Totul pentru mine, totul pentru ea, totul pentru El. Asta se numește relație.
iar cel care a venit aici să ne cheme la el este Iisus Hristos, care nu vrea să ne simțim doar bine, nu vrea să venim pentru, ci vrea să venim pentru viață veșnică, vrea să o avem și vrea să renunțăm la orice punct care se interpune între noi și el. Și n-au putut. Și atunci nu poate fi o relație. Nu e vorba aici de condiții. E chestie de dragoste, de inimă, de legătură. De... Știți ce i-au zis prietenii lui Naaman? Că supărat că nu au ieșit. Că... Și dacă ți-ar fi cerut bani, i-ai fi... Da, dar... Mereu suntem gata să facem eforturi, dar nu suntem gata să iubim. Nu putem plăti mântuirea cu bani. Nu putem plăti o relație cu lucruri. Relația e dincolo de lucruri, dincolo de bani, dincolo de casă, dincolo de averi. Relația înseamnă o legătură între două inimi care s-au predat unul celuilalt pentru totdeauna și le-a plăcituit cel care este dragostea și acesta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Spuneți împreună cu mine, amin. Amin. Bă, și după 30 de ani de căsătorie, strinite nevastă o poză pe telefon și vezi, ai, soție, ne-a dat Dumnezeu. Pentru că legătura contează, nu anii. În tot textul ăsta, există un singur punct în discuție pe care omul ăsta nu a reușit să-l treacă. Dar credeți-mă, când am dat prima dată examen la școală de șofer, să știți că prima dată am căzut cu 16, că m-am dus din Orgoliu. A doua am pus un pic mâna pe carte, am ajuns la 20. A treia oară cel mai dureros, trebuia să faci 22, am căzut cu 21. Bă, un punct! Vine să-mi dau palme. N-am luat permis. Un punct! Treci cu vederea, mă, ce un punct! Bă, am făcut 21 de puncte, uite aici! Le-a parcurs și el pe toate, mult mai bine decât mulți dintre noi de aici. Unul nu l-a parcurs. În seara asta, nu știu ce te leagă. Nu știu ce ți ține. O mai repet încă o dată ca un învățător. În discuție aici, în cortul ăsta și în preajma lui, viața veșnică. Să spunem glorie Domnului pentru punctul ăsta. Noi în discuție la ce biserică mergeți, Călin m-a întrebat dacă nu mă mut în Oradea, mai dau ceva pe piață. Am zis, bă, să știi, când am intrat din Felix în coace, au venit și nostalgie păstă mine, prietenii mei de m-au învârtit așa roată. După 91 am venit în conferințe prin Mureș, prin sindicat, toate hotelele astea le-am străbătut și aici m-a atins Dumnezeu și m-a chemat să fiu predicator în orașul ăsta jos. M-a luat așa. Dar în discuție nu ce simți nostalgiile. În această seară, în discuție, viața veșnică. Nici la ce biserică mergi în discuție. Viața veșnică. O ai sau nu ai? Și dacă nu ai, vrei să o ai? În discuție în seara asta, că atitudinea contează foarte mult. Și că vrem să ne expunem și să spunem și să comunicăm fără nicio jenă. Pentru că vrem cu adevărat să ajungem la cine trebuie. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul de mine. Și aș vrea, în timp ce o să fie un moment de cântare și apoi de rugăciune, să te lași cercetat de Duhul Sfânt, că nu pot eu să spun acum, cred că o spus Domnul multe seara asta. Unde ți este agățătura ta care te ține? Unde este punctul 22? În care spune admis. Punctul ăla, minus, 1. M-am spus, am venit să predic la oameni de treabă care au făcut 21 de puncte. 3 săptămâni am umblat numai prin balast, prin dureri, prin suferință, prin necazuri. Dar am văzut puterea Dumnezeu. Acum suntem într-un punct în care, bă, să vedem cât va conta mesajul Duhului Sfânt în seara asta. Dacă ai undeva o gătitură, o luptă, o problemă, o să te expui în seara asta. O să te expui chiar dacă ești omul ăla de mic la biserică. Haideți să stăm ridicați. Haideți să cântăm o cântare, știu, să poate care
Aș vrea să plecați capetele, să stăm în prezența Duhului Sfânt. Cel care a făcut momentul ăsta să fie cercetare a fost Iisus, care s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Și a zis, îți mai lipsește un punct. Ochii lui Iisus sunt peste cortul ăsta și în cortul ăsta. El te iubește, asta să fii sigur. Și pentru că te iubește cu adevărat, îți spune punctul ăla, ăla rezolvă. Dacă ai nevoie de ajutor, să-i las pe oameni și să te ajute ca să crezi, dar eu vreau să mă urmez cu adevărat. Vreau să regrez în viața, dar cel mai important lucru, siguranță că ești mântuită și mântuit. Să pleci de aici sigur și sigură că viața ta va continua în eternitate cu Hristos. În rest, toată religia n-are nicio valoare. Este seara când El te cheamă. Dacă n-ai siguranță, dacă ai o luptă, dacă ceva te ține, Cel care vine să taie orice legătură este Iisus Hristos. Am văzut mulți oameni în săptămânile astea. Am văzut românii că au nevoie de Dumnezeu. I-am văzut cum au mers încolonați spre cruce. Am văzut sângele lui Iisus curgând peste România. Am văzut sângele lui curgând peste bărbați și femei, iertându-i liberat. Acela sânge este aici la Cordău în această seară. Acela Hristos, aceleași mâini întinse. Da. În timp ce Rebecca cântă, mă gândeam să vă chem cu ridicare din mâini, da? Parcă am curaj. Și vă rog să veniți aici în față, îi spațiu mult. Domnișoarelor, doamnelor, bărbați, femei, frați, surori, tineri, tinere, dacă n-ai siguranța mântuirii, dacă ai lupte, dacă undeva nu-i clar, expune-te în seara asta. Știu că e greu, dar e har. Mare har. Dacă ai nevoie de Dumnezeu, te rog să pășești aici în față. Și chiar dacă ai greșit, te vom primi înapoi. Și chiar dacă ești zdrobit, te va pasa din nou. Lângă casa această cântare zic și eu vin. De ce mai rău? Dacă ai nevoie de iarăși, de atingerea Lui, în casa ta, viața ta, eu zic să faci pasul să rău. Că cerul nu contează că ești pentecostal, știu. Și pentru tine. Nu contează că ești baptist, știu. Nu contează. Dacă ai nevoie de Dumnezeu, vin aici să mă rog pentru tine. Știu că se masă de pocăiți aici, dar credeți-mă, eu am ieșit de multe ori în față, în viața mea. Foarte multe ori. Te cheamă o voce dulce. Te iubesc. Vinoas, dar mai mult te iubesc Dumnezeu. Te iubește Iisus. Vino la El.
puteți să vedeți în seara asta, Duhul Sfânt își face treaba. Să nu vă gândiți că eu fac ceva, eu sunt slab. Poate v-ați gândit, oh, capul să aibă un eșec în seara asta, nu o să iasă nimeni. N-am problema. Dar eu cred în puterea lui Dumnezeu. Eu cred în puterea Duhului Sfânt. Eu cred în tine și vorbesc că Duhul Sfânt este aici și tu ai probleme. Dacă trebuie să strântești orgol de pământ în seara asta, pentru prima dată în viață, bărbatule, strântește. E posibil seara asta să fie seara destinului tău veșnic. Poate te-ai jucat, poate te joci, nu știe nimeni. Dacă viața ta se curma, o să te duci în iad. Iadul este o realitate, nu te juca. Că pierzi servicii, că pierzi euro, că pierzi mașini, că pierzi pământul, nu-i niciun bai. O să aduni altele mai multe sau mai puține. Dacă pierzi viața veșnică, la două capete. Nu o să vă ajungă adunarea, nu o să vă ajungă cina și după aia în altă parte. Nu o să vă ajungă cântările și inima împărțită. Nu o să vă ajungă adunările pe care le iubiți, dar inima e legată de alte lucruri. Dezlegați-vă în seara asta. Amintirile nu o să vă mute în rai. O să fie un calvar în iad. Amintirile cu lecțiile învățate la școala duminicală. Și-a dat seama că n-ajunge, n-ajunge. Și Iisus a zis, n-ajunge. Desprinde-ți inima de tot ce ai. O rugăciune pentru cei care au ieșit în față. Și apoi în timp ce se va mai cânta, dumneavoastră să continuați să vă rugați, cântați împreună cu alții, cu pastorul bisericii, cu Călin și cu alți slujitori, dacă sunteți aici, o să venim să ne rugăm pentru cei care au ieșit în față. Nu o să putem să facem rugăciuni lungi, dar Iisus a spus un cuvânt și oamenii aceia au fost eliberați. Doamne Tată,
Mâinile tale sunt peste cortul acesta. Am știut de când am venit aici, Doamne, că Tu ai un plan pentru seara asta. N-am tratat ușor seara asta. Am știut că Tu ești Dumnezeul care vii să te atingi de oameni. Am știut că Tu ești Dumnezeul care vorbești oamenilor de treabă, care încă nu sunt complex, care încă mai au un minus cât de mic, dar Tu vrei inima lor întreagă pentru Tine. Întinde-ți mâna, Iisuse, care sta pe cruce, peste toate inimile, bărbați și femei, tineri și tineri care ești aici în față, spală-i în sângele Tău și curățește-i. Ne rugăm toată adunarea, atinge-te de ei, Doamne! Scrie numele în cartea vieții! Dă siguranță acolo unde este îndoială! Dă pace unde este turburare! Dă bucurie unde este amărăciune! Arată-ți puterea Duhului! Adu viață! O viață completă! Thank you.
Mulțumim că Tu lucrezi. Mulțumim că Tu ai răspuns la întrebările noastre, Doamne. Îți mulțumim că pentru cei care au avut o întrebare în inima lor, o frământare legată de mântuire, Tu ai dat un răspuns în această seară, Doamne. Îți mulțumim că în această seară Tu ai chemat, Doamne. Îți mulțumim că în această seară Tu ai dat un răspuns pozitiv, Doamne, pentru oameni care poate au crescut în biserică, pentru oameni care au trăit în biserică, dar care aveau nevoie de o confirmare că Tu încă iubești, Doamne, că Tu încă îi chemi, Doamne, că Tu încă îi dorești în casa Ta, Doamne. De aceea îți mulțumesc pentru această seară, Doamne. Îți mulțumesc pentru aceia care au venit pentru prima oară și s-au confruntat cu mesajul Tău, cu chemarea Ta pentru prima oară. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, lasă Duhul Tău cel Sfânt să întărească acest mesaj care a fost semănat în inimile lor și să se întoarcă la Tine, Dumnezeule. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, întoarce-Te cu fiecare dintre aceștia care s-au întors în față la casele lor și lasă pacea Ta peste ei. Fă ca prezența Ta să rămână peste casele lor, binecuvântarea Ta să rămână peste casele lor și pacea Ta să rămână în ei. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos ca Tu să ne însoțești pe toți în veci de veci. Amin, amin. Haideți ca în timpul unei cântări să ne întoarcem fiecare la locurile noastre. Să ducă oameni pe cărări divine.
Fără să am microfonul aprins, nu se aude nimic. Dragilor, seara aceasta minunată a luat sfârșit. Doresc înainte de toate să mulțumim, să mulțumim Domnului pentru această seară binecuvântată, dar și invitaților noștri care ne-au onorat cu prezența lor. Mulțumim fratelui Gabi Zăgrean, mulțumim sorei Rebecca, mulțumim celorlalți cântăreți. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumim pentru că ați participat la această seară și prin prezența voastră ați făcut-o deosebită. De asemenea, vreau să mulțumesc bisericii din Cordău pentru implicare, pentru dedicare. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc de asemenea conducerii bisericii și tuturor celor care au lăsat din timpul lor și au participat și au venit și au pus umărul la această lucrare. De asemenea, tuturor celor care ați participat în această seară, vă mulțumim. Din satul Cordău sau din împrejurim, bine ați venit. Vă așteptăm și mâine seară. Mâine seară avem din nou o seară deosebită. Împreună cu noi vor fi aici fratele Ilie Puha, care va sluji prin cântare, și de asemenea fratele păstor Dorel Coraș. De aceea, așa cum fratele Gabi spunea mai devreme, nu veni singur. Invită pe vecinul tău, pe prietenul tău. Ai văzut ce se întâmplă aici? Credem că Dumnezeu vrea să îți vorbească din nou ție, dar vrea să vorbească și vecinului tău și prietenului tău. Nu uitați, avem suficiente locuri pentru toată lumea, de aceea invitați pe prietenii voștri și pe toți ai voștri. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați fost prezenți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, o seară faină. În momentele următoare, îi invit pe tot grupul ăsta frumos să ne mai cânte o cântare, iar în timpul acestei cântări sau după această cântare, mai bine ne despărțim de această seară binecuvântată. Haideți, fraților! Ești gata de plecare, thank you.